a Domnului nostru Iisus Hristos să fie toată slava, toată cinstea în veci de veci. Amin. Amin. Și a noastră, a tuturor, mântuirea Lui. Amin. Vă aduc salutări de la aceeași biserică, din aceeași epistolă, din același capitol, același verset. Romani 12 cu 21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Domnul să ne ajute. Amin. În atingerea acestui deziderat, nu simplu. Aș vrea în această dimineață să reflectăm la o idee extrem de comună, dar care poate să ne facă, să ne ajute, să ne regândim conceptul pe care îl avem în vedere. Având în vedere această zi minunată, de mare bucurie pentru părinți, pentru biserică, pentru bunici, pentru familii extinse, pentru noi ceilalți care am trecut pe aici, ne aducem aminte cu emoție cât de frumos a fost și ce realizare este totuși să ai copii și să-i aduci la biserică. Și cred că pentru un părinte nu există realizare mai mare, fericire mai mare, sau cum vreți să o numiți, decât să știe că proprii copii îi urmează credința. Amin. Cum de altfel nu există dezamăgire mai mare pentru un părinte să știe că un copil nu îi urmează credința. Așadar, când faceți un survol video în biserică și vă vedeți copiii, soția, familia extinsă în biserică, spuneți din toată inima un mulțumesc lui Dumnezeu. Amin. Este un moment în care lucrurile trebuie să se schimbe puțin, trebuie să arate diferit în viitor, să nu ne obișnuim că nu e asta realitatea. Este un har de la Dumnezeu pe care astăzi îl gustăm împreună cu familia, ca biserică, și trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Conceptul pe care îl am în vedere, să ne uităm puțin la el în această dimineață, este tocmai conceptul de binecuvântare. Nu știu dacă e momentul potrivit să ne întrebăm asta, dar vreau să vă întreb foarte onest ce înțelegeți dumneavoastră printr-un om binecuvântat. Dacă ar fi atât, am discutat altfel, schimbăm predica. Observați dumneavoastră că și dacă este vorba să spunem despre noi, la nivel personal, putem recunoaște că suntem binecuvântați. Dar întrebarea este astăzi, ce așteptăm de la Dumnezeu? Ce ar trebui să facă Dumnezeu astăzi pentru copilul adus la binecuvântare ca să fie bine? Da? Să-l păzească, să-l binecuvinteze, să-i dea, să-i facă, să-i dreagă și așa mai departe. Și de obicei, da, trebuie să fim onești, de obicei aceste momente ale binecuvântării, ale serviciilor de binecuvântare, sunt momente în care cerșim uneori cu disperare binecuvântările lui Dumnezeu. De ce? Credem că fără ele nu se poate și într-adevăr nu se poate și cumva omul binecuvântat în mentalul nostru religios este omul care este în acord cu voia lui Dumnezeu. Da? Nu prea poți să spui despre un om care potrivit concepției tale nu este binecuvântat, dar el este bine văzut de Dumnezeu. Din păcate. Dar nu prea poți, trebuie atunci când te uiți la un om binecuvântat să aibă niște, în mintea ta să asociezi niște lucruri evidente. Da? Nu poți să spui că el este în închisoare pentru Domnul, dar el este binecuvântat. Nu, e binecuvântat cel în libertate, cel sănătos, cel care are de toate și cel căruia îi înfloresc business-ul, sănătatea și așa mai departe. Iată de ce, dragii mei, în această dimineață aș vrea să ne uităm exact în sensul opus la acest concept. Și anume, această zi, sau multe zile de aici încolo care vor mai fi, să ne uităm la ele ca la un moment în care Dumnezeu ne-a dat deja binecuvântarea. O aveți. Amin. Nu veți primi pentru copilul acesta nicio binecuvântare comparabilă sau mai mare cu valoarea copilului în sine. Atâta vreme cât ne dorim copii și avem copii, ei sunt cea mai mare binecuvântare. De aceea, această zi este o zi a celebrării. Și foarte bine anticipa fratele, este o zi în care nu este vorba despre copil, ci este vorba despre părinți.
Să nu ne uităm la ce ar putea să facă Dumnezeu pentru el, la ce ar putea să-i dea, la cât de multe ar putea să moștenească, ci să ne uităm în această zi ca la o zi de celebrare. Dumnezeu ne-a dat binecuvântarea, o avem. Asta înseamnă că ne cheamă să ne regândim perspectiva din calitate de părinți, ce facem cu ea. Știi de ce spun asta? Pentru că aud foarte mulți părinți care spun: frate, el a fost dus la binecuvântare, nu știu ce s-a întâmplat cu el, i-a luat diavolul mințile, nu mai face nimic. E ca și cum la binecuvântare nu s-a întâmplat ce trebuie. Da? Dumnezeu e vinovat, poate frații, da? Adică nu s-a aprins binecuvântarea de el. E, în contextul acesta ne dăm seama că această ipoteză nu funcționează. Și dacă noi, după ce plecăm de aici în calitate de părinți, nu ne preocupăm serios de educația copilului, de sănătatea lui psihică, de sănătatea lui socială, de investiția treptată în el, această zi, această rugăciune poate fi egală cu zero și să ne aducă dimpotrivă mai multă mâhnire și mai multă întristare. De aceea, în această zi, nu cerșim binecuvântările lui Dumnezeu, deși nu putem fără ele. Și este o zi a celebrării, în care, o zi a bucuriei, în care îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că deja avem binecuvântarea. Și este o zi în care Dumnezeu să ne dea lumină și înțelepciune, așa cum ne-am și rugat, să știm ce avem de făcut cu binecuvântările lui Dumnezeu. Pentru că noi niciodată nu ne săturăm de binecuvântare. Mereu n-avem, mereu suntem în impas, mereu nu ne ajunge, dar indiferent câte ne-ar da Dumnezeu, tot mai este loc de ceva. Și în această dimineață, dragii mei, aș vrea să vă aduc aminte că textul din Numeri pe care noi îl citim ca text pentru binecuvântare nu are în vedere binecuvântarea de copii, pentru că la vremea respectivă nu exista așa ceva. Știm asta, doar ne aducem aminte. Și este acel ritual în care evreii veneau cu darurile și Dumnezeu îi zice lui Moise: nu-i lăsa să plece din prezența lui Dumnezeu, dă-le o binecuvântare pentru că ești conducătorul lor. Binecuvintează-i. Dar acel pasaj nu este un pasaj care descrie fondarea, da, episodului pe care noi îl avem astăzi, și anume binecuvântarea de copii. Așadar, este o zi a bucuriei și a celebrării, în care ne uităm la cât de bun a fost și este Dumnezeu cu noi. Dar în același timp ne uităm la ce avem de făcut de aici înainte. La ce trebuie să facem în calitate de părinți și care sunt elementele, care sunt liniile directoare care ne aduc în acord cu voia lui Dumnezeu și ne fac oameni capabili să funcționăm într-o lume, în lumea în care noi ne-am așezat. Și poate cea mai, să zic așa, obtuză idee pe care am auzit-o a fost, este asta: frate, nu contează dacă la școală ia 4 sau 5, să fie pocăit. Da, da, într-adevăr, și noi credem că a-L cunoaște pe Domnul este un lucru care nu se compară cu celelalte, dar nu este nici în opoziție cu celelalte. Cum sună un creștin premiant în comparație cu unul repetent? Ce ați alege dumneavoastră? Creștin și ăsta, creștin și celălalt. Nu reușește să treacă, nu e interesat de educație, nu e interesat de formare, dar lăsați cumva că, adică, domnule, dacă Dumnezeu îi dă lui binecuvântarea, nu se opune școala, nu se opune nimeni, nu se opune societatea. Dacă Dumnezeu vrea să-l binecuvinteze, îl binecuvintează. Aș vrea în această dimineață să vă spun două principii și apoi să ne uităm la o narațiune biblică extrem, extrem de complicată, de unde cu ajutorul Duhului Dumnezeu să înțelegem niște lucruri importante. Și primul lucru pe care consider că e important să ne-l amintim în această dimineață este că în calitate de părinți suntem responsabili de educația copiilor noștri. Și educația nu înseamnă să-l aducem la grupa de copii la biserică, da? Deși înseamnă și asta. Educația nu înseamnă să-l ducem la școală și să-l aducem de la școală, deși implică și asta. Și mai nou, la cum arată societatea, educația înseamnă din ce în ce mai puțin ani de școală. Da? Pentru că găsim fenomene, da, care ne sperie. Dar el are multe digriuri la activ, deci nu se pune problema cu privire la educația lui formală. E, în momentul în care, în calitate de creștini, suntem preocupați de educația și de dezvoltarea copilului, da,
Asta înseamnă că trebuie să luăm în vedere, trebuie să luăm în calcul toate dimensiunile și toate nevoile copilului cu care el se naște, cu care Dumnezeu l-a înzestrat și noi, în calitate de părinți, să îi le împlinim pentru a ajunge om statornic în societate. De prea multe ori am considerat că, domnule, dacă el ajunge pocăit în viață, e suficient. Dar poate că era suficient în perioada comunistă în care eram alungați din societate, ne erau interzise drepturile, nu aveam voie să votăm, nu vota nimeni atunci, nu aveam acces la educație, la școală, mereu dacă erai pocăit erai îndepărtat. Dar astăzi, exigențele societății în care noi trăim presupune ca în calitate de copii al lui Dumnezeu să fim competitivi cu cei care nu sunt creștini și acolo să facem o diferență. Spiritualitatea sau viața de credință nu înlocuiește niciodată o educație, o școală bună sau un serviciu bun, indiferent cât de mult și cât de pocăiți am fi noi. Am o idee cu care s-ar putea să nu fiți de acord. Și asta sună în felul următor, că binecuvântările lui Dumnezeu în viață vin și în funcție de pregătirea pe care o avem. Nu trebuie să fiți de acord, nu trebuie să ziceți amin. Dar e posibil ca în anumite momente, da, diferența să o facă dacă sunt bun sau nu. Da, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu mă ajută. Pe cine nu ajută Dumnezeu? Pe cine nu binecuvintează Dumnezeu? Dar în anumite momente cheie, s-ar putea, da, să nu putem accesa un job bun, o carieră diferită, pentru că nu avem pregătirea necesară. Și Dumnezeu nu este împotriva pregătirii. Și apoi, în oglindă, cred că Dumnezeu ne pregătește ușile în viață pe care suntem pregătiți să intrăm. Da, ne putem dori foarte multe lucruri în viață și e foarte bine să ne le dorim. Dar mie că dacă batem foarte mult la uși deschise și aceste uși nu se deschid, e posibil că trebuie să ne treacă prin minte această idee. Nu sunt pregătit pentru asta. Nu are Dumnezeu nimic cu mine, da? Noi am spune, a, Dumnezeu mă ferește de ceva. Nu, efectiv nu pot să intru pe acolo. A, dintotdeauna mi-am dorit să fiu pilot. Da? Am rămas cu dorința și acum. Și am impresia că aș putea așa, nu se mai poate. Dar indiferent cât m-aș ruga acum și cât aș posti ca eu să devin pilot, nu se mai poate. Da? N-am făcut lucrurile la timp, n-am făcut școala care trebuia la timp pentru meseria asta. Adică sunt anumite lucruri în viață care funcționează încă bine. Da, există corupție, există păcate, există greutăți, dar anumite lucruri încă funcționează bine. Așadar, să ne gândim, posibil că binecuvântările în viață, da, vin și în funcție de pregătirea pe care o avem și de locul în care suntem. Și apoi că Dumnezeu ne deschide ușile pe care suntem pregătiți să intrăm. Asta înseamnă că pocăința nu substituie niciodată educația. Indiferent, repet, cât de pocăiți suntem și câte daruri am avea, cât de talentați suntem inside the box, da, în biserică, în afară lucrurile se pun cu totul și cu totul diferit. Și aș vrea să mai spun un lucru. Atunci când ne numărăm binecuvântările, să nu uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem creier și că putem gândi. Da, toate lucrurile sunt importante, dar parcă dimensiunea asta cognitivă, capacitatea de a reacționa, de a raționa, capacitatea de a gândi, de a-ți da seama, de a-ți spune, de a ști cine ești, unde ești și de a cunoaște, pare că e puțin așa neglijată, în special în mediile noastre. Când îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate, să nu uităm să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat minte să înțeleg, să pricep și să te pot alege pe tine. Amin. Îți mulțumesc că mi-ai dat minte să-i pot călăuzi pe cei mai mici să ajungă acolo unde trebuie. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru noi ca biserică, dar în această zi, pe lângă cererea, cum ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, da? Stimați părinți care aveți copii, adolescenți acasă, de fiecare dată când vă rugați pentru copiii dumneavoastră, da? Trebuie să fiți sinceri și să recunoaștem că întotdeauna când ne rugăm pentru cineva, problema este la cel pentru care ne rugăm. Că de aia ne rugăm. Nu ne rugăm pentru un adolescent, că problema este la noi. Da? E logic. Asta înseamnă că e posibil, da?
ca să avem și noi din când în când nevoie de update, ca părinți. E posibil și noi ca părinți să greșim și să nu ne fie rușine să ne cerem iertare de la copiii noștri. Nu ne cad gradele de pe umăr, da? Nu se întâmplă absolut nimic. Ne putem cere iertare de la copiii pe care îi nedreptățim în mod, să zic, aleatoriu, fără să ne dăm seama, da? Ne putem cere iertare de la copiii cărora le-am promis un lucru și nu ne-am ținut de cuvânt, da? Le-am spus că venim acasă la ora 8 și de la ora 8 la 9 și jumătate este timpul pe care îl oferim și am venit la 9 jumate. Pentru că la biserică lucrurile au durat mai mult. Ne cerem iertare în fața copiilor și spune, uite, da, am promis asta și te rog frumos să mă ierți. Putem avea așteptare sau trebuie să avem așteptarea și să ne gândim la ideea că și noi în calitate de părinți nu suntem perfecți și noi putem greși. De aceea când ne rugăm ca Dumnezeu să le înnoiască mintea și Dumnezeu să le se descopere, să ne întrebăm, Doamne, dar eu ce ar trebui să fac astfel încât cuvântul Tău să aibă rod în această minte și în acest suflet de copil? Pentru că întotdeauna noi când ne rugăm, tinerii sunt răi, generația Z este generația care duce lumea de râpă, ei năruiesc lumea, ei fac cele mai rele lucruri. Noi, pe vremea noastră, nu erau toate astea, noi am fost periți, noi am fost sfinți, poate că nu este așa. Haideți să fim vulnerabili, da, și că să recunoaștem că avem foarte multe de învățat de la generația tânără. Sunt în mediu, sunt mereu printre ei și consider că avem de învățat atât de multe de la ei. Nu noi suntem și ei sunt, da? Putem crea o comunitate împreună și de fiecare dată când ne rugăm pentru creșterea lor, pentru dezvoltarea lor, pentru cunoașterea lor, să ne întrebăm, Doamne, noi ce avem de schimbat? Da, ei au nevoile astea, nu te-au cunoscut pe tine, n-au ajuns să fie transformați, dar noi în calitate de părinți, ce trebuie să facem astfel încât cuvântul tău să prindă rod în viața lor? Și aș vrea să închei în această dimineață cu un scurt survol asupra unei narațiuni din Vechiul Testament care ne dă un pic planul peste cap. Este vorba despre Geneza, capitolul 20, în care avem relatată o istorie și citim o singură secvență aici. În extenso, ea arată diferit și vă las pe fiecare dintre dumneavoastră să o analizați. Este vorba despre capitolul 21, începând cu versetul 8. Și subtitlul biblic spune izgonirea Agarei în pustie. Vă aduc aminte că Avram primește din partea lui Dumnezeu o promisiune, în ciuda vârstei pe care avea el și soția lui, că Dumnezeu ce va face? Le va da un copil. Și Avram nu e prima dată și probabil nici ultima de aici încolo în textul biblic în care nu așteaptă promisiunile lui Dumnezeu, se pripește, da? Se folosește într-un mod ilegitim de roaba lui și din această relație ilicită iese un copil. Și uitați cum spune textul biblic. Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egipteanca Agar. Este o femeie egipteancă. Și a zis lui Avram, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu Isaac. Nu este în linia legământului. Dar Dumnezeu a zis lui Avram, să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale, fă sare tot ce cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Dar și pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânța ta. Și acum textul intră într-o fază dramatică. A doua zi, după marele ospăț, după marea bucurie, Avram s-a sculat dis de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care i l-a dat Agarei, el a pus pe umăr, i-a dat copilul și i-a dat drumul. Și ea a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Și haideți să ne imaginăm scena. O femeie roabă, fără drepturi, abuzată de stăpânul ei, cu un copil mic, cu un ulcior cu apă și cu niște pâine, ia drumul pribegiei
prin pustiu. Nu din cauza lui Agar, n-avea ce să facă, copilul era total nevinovat. Avem aici un singur vinovat care este Avram, care nu așteaptă. Și uitați cum spune textul biblic. Când s-a isprăvit apa din burduf, femeia a cedat psihic, a aruncat copilul sub un tufiș, s-a dus de așezut în față la o mică depărtare de el, la o aruncătură de arc, că zicea, să nu văd moartea copilului meu. Așezut, dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. O mamă disperată, cu un copil pentru care nu mai are resurse, singură în pustie, nevinovată nici ea, nici copilul. De ce? Patriarhul Avram n-a așteptat promisiunea lui Dumnezeu. Și în această scenă ne-am fi așteptat să se întâmple următoarele lucruri. Femeia este disperată și plânge după ajutor și Dumnezeu s-o ascultă. Și uitați cum spune versetul 17. Și Dumnezeu, pe cine a auzit? Plâng mulți copii astăzi? Plâng mulți copii în Israel astăzi? Plâng mulți copii în Ucraina astăzi? Au plâns mulți copii la cutremurul din Turcia? Cine îi aude? Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul în care este el. Isaac nu era la biserică. Isaac vine dintr-o relație complicată. Da. Abandonat de tată, scos pe poartă și sortit eșecului. Urma să moară. Și cu toate acestea, dragii mei, ajungem în pustie și știm că pustia în gândirea biblică este locul în care Dumnezeu testează, dar nu abandonează. Ne aducem aminte că Noul Testament este un personaj important testat în pustie. O femeie singură, cu resursele la capătul puterilor, ajunge în pragul disperării. A zis, nu vreau să-l văd cum moare. Cum vă imaginați așa? Ce face Dumnezeu într-o asemenea situație? Și a pierdut speranța și a zis, mai puțin și gata. Nu vreau să stau lângă el să văd cum moare. Dragi frați și stimate surori, este posibil ca în calitate de părinți să fie ajuns la capătul puterilor. Să spunem, nu mai avem resurse. Am încercat toate metodele, nu funcționează absolut nimic. Să iasă afară copiii din casă. Să nu-i mai văd. Dacă îmi încalcă preceptele mele, dacă nu-mi urmează credința mea, să nu-i mai văd. M-au supărat destul, m-au făcut de rușine destul, și la școală, și la biserică, și în societate. Să plece, să nu vă mai văd. Plecați de la casa mea, știți? Celebra vorbă românească. Să nu mai veniți aici. Dragii mei, în cele mai grele momente de disperare și de plânset ale noastre ca părinți, ne putem aștepta să se întâmple ceva diferit. Dumnezeu se asculte pe copiii care n-au nicio vină. Putea să spună textul biblic că Dumnezeu a auzit și a luat aminte la disperarea și la sfâșierea lui Agar. Dar Dumnezeu a auzit glasul copilului. Și textul pentru mine este unul de o resursă extrem de importantă numită speranță. Stimați părinți, credincioșia lui Dumnezeu nu se termină când se termină pâinea și apa. Credincioșia lui Dumnezeu merge dincolo. Oamenii aceștia, Agar cu fiul, erau la limita limitei. Nu mai aveau niciun fel de resursă. Și Dumnezeu acolo, în pustiu, nu ține cont de greșeala pe care a făcut-o Avram, nu ține cont de faptul că Isaac a ieșit în pustie fără părinte și n-are cine să-l poarte de grijă, este expus morții iminente și cu toate acestea, când resursele se termină, Dumnezeu aude. Nu vă pierdeți speranța pentru copiii pentru care vă rugați.
Mai insistați înaintea lui Dumnezeu. Vine vremea când Dumnezeu îi va auzi de acolo de unde sunt. Din cazinou, din discotecă, din spital, de oriunde ar fi, Dumnezeu aude. Să fim plini de speranță că bunătatea lui Dumnezeu este mai mare ca a noastră, a părinților. Care părinte de aici nu este dezamăgit de copilul lui? Cine n-a fost niciodată întristat, da? Nu doarme noaptea, el nu e nevinovat. Da, trebuie să mergi a doua zi la muncă, te trezești cu ochii plini de nisip, n-ai dormit. Sunt momente când e posibil să spunem, capitulăm, nu mai putem. Toate cărțile de parenting s-au epuizat, toate podcasturile la care ne-am uitat nu funcționează, toate sfaturile pe care le-am primit nu mai dau rost, nu mai au rost, am pierdut. Ne declarăm învinși. Și uitați ce spune textul biblic. Versetul 18. Agar, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. Nu vă abandonați copiii niciodată, indiferent ce rele și ce lucruri râte vă fac. Știm că ca părinți doare rău. Doare când ia 4 la școală. Da? Te compari imediat cu celălalt. Dar a meu ce are? De ce nu poate? Simțim un anumit tip de durere. Dar simțim durere și repulse chiar în momentul în care copiii se ridică împotriva noastră. După ce i-am crescut, după ce credem că i-am educat, se ridică împotriva noastră și ne lasă cu ochii în soare. Și cu toate astea, când resursele noastre se termină, textul biblic ne cheamă să mai facem, să nu-i abandonăm, să-i ținem în continuare de mână. Uitați cum spune textul biblic. Căci voi face din el un neam mare. Indiferent dacă Isaac s-a născut în condițiile care trebuie, indiferent dacă a avut un tată legitim sau nu, indiferent de forma în care el a apărut, promisiunile lui Dumnezeu nu țin cont de trecutul nostru. Versetul 19. Și Dumnezeu i-a deschis ochii lui Agar, care nu vedea, și ea ce a văzut? Încă un burduf cu apă. Nu! A trecut de la burduf la izvor. Nu e important să ne punem încrederea în Dumnezeu în toate situațiile, dragii mei, și Dumnezeu în cele mai negre situații ne poate arăta izvorul? Amin. Nu ne poate El arăta adevărata realitate și nu ne poate El sătura, nu ne poate El prelungi firul vieții în situații limită? Ba da, dar este posibil să cedăm, este posibil să nu mai facem față și asemenea lui Agar să spunem, nu vreau să-L văd. M-a necinstit prea mult. Să nu mai vină la mine, nu-i vin la nuntă, nu mă interesează absolut nimic. Să nu-mi calce casa. Este posibil ca în momente de disperare să facem lucruri necugetate. Textul acesta, dragii mei, ne spune că resursele noastre sunt limitate. Ca oameni greșim și suntem neputincioși. Dar este Dumnezeu care, într-un mod cu totul și cu totul inexplicabil, ne ignoră pe noi și ascultă pe ei. Și toți copiii care plâng în lumea asta sunt ascultați de Dumnezeu. De ce face Dumnezeu asta? Pentru că e Dumnezeu atotputernic. Și pentru că lui Dumnezeu îi pasă. Da, nu provin dintr-o familie standard, nu provin dintr-o familie cu ștaif. Vin dintr-o relație complicată, tata m-a abandonat, mama m-a părăsit. Dumnezeu nu ține cont de trecutul tău, ci te poate restaura de acum înainte, pentru că este Dumnezeu. Amin. Chiar dacă nu-ți cunoști tatăl, chiar dacă nu-ți cunoști mama, în această zi, Dumnezeu îți spune, te-am auzit de fiecare dată când ai plâns. Eu. Dar n-ai avut mamă, n-ai avut tată, dar eu te-am auzit. Și uitați cum spune textul biblic. Dumnezeu a fost cu copilul. Dumnezeu l-a auzit, Dumnezeu a fost cu el, care a crescut și a locuit în pustie. A rămas în locul în care Dumnezeu testează. Însă Dumnezeu a fost cu el. Ce poate fi mai minunat, dragii mei, decât în ciuda parcursului complicat, în ciuda problemelor pe care le întâmpinăm, să avem această garanție. Dumnezeu a fost cu noi. Stimați părinți,
Poate nu se întâmplă, dar dacă se întâmplă, să se termine apa și pâinea. Credincioșia lui Dumnezeu începe să-și vadă simțită prezența. Noi asociem întotdeauna prezența lui Dumnezeu cu pâinea și cu apa. Dar ea vine și când acestea dispar. De aceea, binecuvântările pe care revin, pe care noi ni le imaginăm, sunt din lumea asta materială și perisabilă. Dacă le ai pe asta, lucrurile sunt bune. E cel mai probabil, dragii mei, când nu le mai ai pe asta, atunci să înțelegi ce înseamnă să fii binecuvântat de Dumnezeu. Și când le ai pe asta, să nu înțelegi ce înseamnă să fii binecuvântat. Pentru că lucrurile au această capacitate de corupere, da, morală. Au această capacitate să ne deformeze realitatea și să nu vedem cum este ea. Relație strânsă. Faceți un exercițiu când mergeți acasă, indiferent dacă copiii dumneavoastră au 18 ani, 25, 40, îmbrățișați-i odată și luați-i de mână. Poate că se leagă ceva. Poate că n-am mai făcut-o asta de 20 de ani. Poate că știm că el e mare, e părinte la rândul lui, da? Apropiați-vă de copii. Da, v-au greșit. Dumneavoastră nu, n-ați greșit părinților dumneavoastră. Numai copiii dumneavoastră v-au greșit. Luați ipoteza asta adevărată. Da? Dumneavoastră ați fost perfect, doar copiii dumneavoastră sunt imperfecți. Acceptați această realitate. Dați-le o șansă. Cereți-vă iertare. Da? Uite, mi-aduc aminte că tu ai uitat, erai mic. Dar v-am neglijat prea mult. Am considerat că dacă aduc cu 200 de euro în plus acasă, lucrurile sunt mai bune. Și n-au fost. Și astăzi vreau să vă cer iertare. Haideți să fim vulnerabili că nu ne costă nimic. Da? Câștigăm o virtute care se numește smerenia. Dragii mei, aș vrea să închei în această dimineață spunând că acesta, în mod paradoxal, este momentul părinților. Este momentul părinților în care reflectează la ceea ce Dumnezeu a făcut și încearcă să audă chemarea puternică a lui Dumnezeu cu ce avem de făcut mai departe. Și exemplul pe care l-am avut din narațiunea cu Avram ne spune că e posibil ca atunci când resursele se termină să clacăm. Și Dumnezeu să ne încurajeze și să spună, sunt în control. Nu, chiar dacă se termină apa, poți să treci de la burduf la izvor, de la pâine la brutărie. Dumnezeu aude pentru că este Dumnezeul atotputernic. Să ne încredem în El și să ne reîntoarcem la viața de familie, la viața, chiar dacă copiii noștri ne-au greșit, chiar dacă ne vor greși de acum înainte, chiar dacă nu fac totul după așteptările noastre, să ne încredem în Dumnezeu că vine vremea când Dumnezeu va răspunde lacrimilor lor, când Dumnezeu îi va auzi. Chiar dacă ei acum sunt departe, chiar dacă acum nu calcă pe urmele noastre, să avem speranță în Dumnezeu că El, la vremea potrivită, le va auzi rugăciunile și va continua să fie cu ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze eforturile. Dumnezeu să vă dea putere să vă rugați, să vă îmbrățișați copiii, să iubiți, să îi sunați. Și când aveți așteptări că s-au căsătorit de curând și nu mai trec pe la voi, puneți mâna pe telefon și întrebați ce fac, da? Evitați sfaturile imediate de care n-au nevoie. Gândiți-vă că sunt și ei la rândul lor ocupați. Încercați să înțelegeți, încercați să le înțelegeți serviciu, încercați să le înțelegeți relația, încercați să le înțelegeți viața de familie și veniți în sprijinul lor cu ajutor. De la copii mici, adolescenți, tineri, dacă aveți copii căsătoriți, păstrați în continuare unitatea. Dumnezeu să vă binecuvinteze, iar dumneavoastră care porniți pe acest drum, de acum înainte, să vă dea înțelepciunea Lui, harul Lui, puterea Lui. Dar să știți că peste toate eforturile noastre este Dumnezeul care binecuvintează. Amin. Amin.